Ca în fiecare an, colindele și cântecele de iarnă poposesc pe scena teatrului Teodor Costescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în haine vechi și noi deopotrivă. Artiștii au făcut ca muzica tradițională de Crăciun să rezoneze în inimile telespectatorilor. La Palatul Culturii Teodor Costescu, în sala de spectacole, a avut loc un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, unde orchestra Danubius a încântat publicul cu colinde, dar și muzică tradițională. Orchestra Danubius, condusă de dirijorul Marian Magheru, a dat startul evenimentelor pentru sărbătorile de iarnă. Echipa Mehedințul meu a fost prezentă și de data aceasta pentru a le face cunoscute severinenilor micile talente ale orașului nostru. Festivalul fiind organizat de Centrul Nichita Stănescu din cadrul Consiliului Județean Mehedinți. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, atât în spațiul acesta real și minunat, pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu, care găzduiește astăzi un eveniment frumos, dedicat sărbătorilor de iarnă. Un festival al colindelor, organizat de Centrul Cultural Nichita Stănescu din cadrul Consiliului Județean Mehedinți. Sunt Delia Râmniceanu și am onoarea să prezint în fața dumneavoastră copii extraordinar de talentați, invitați care vin să vă colinde pe dumneavoastră, dragi spectatori, dar și telespectatori, foarte important. Tradițiile, obiceiurile, străbune și colindele au fost oferite în dar printr-un spectacol organizat astăzi în sala de spectacole din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu. Ce vă pot spune? Că în fiecare an, în preajma sărbătorilor, Centrul Cultural, de 20 de ani de când există, a făcut festivalul de tradiții, festivalul colindelor, Ziurel de ziua. Pe vremuri îl făceam și împreună cu răposatul domnul Burețea, cu Datina. Un festival în care avem prilejul să aducem echipe de tineri interpreți din județ, celebrele grupuri vocale de la Baia de Aramă, condus de cel Liliacu, condus de Mimi Ștrancă, și celălalt condus de doamna Corlan, și să asigurăm plăcerea publicului de a vedea tineretul și a celor de acolo de a-și arăta arta și tradițiile, pentru că ei fac și prezentare de tradiție, nu numai cântat, în fața celor din județul Mehedinți, cu ocazia dumneavoastră, prin intermediul dumneavoastră al televiziunilor. Să sperăm că o să avem niște sărbători fericite și să ne bucurăm de acești tineri care duc mai departe tradiția din județul nostru. Toate aceste colinde, dar și muzica tradițională, transmit gazdelor urări de sănătate, bunăstare și viață lungă pentru anul care urmează. Noi mereu repetăm, doar că acum ne-am pregătit mai mult ca să iasă un spectacol foarte bun. Ce le transmiți telespectatorilor cu pragul sărbătorilor de iarnă? Care este mesajul? Le transmit sărbători fericite, să fie sănătoși, pentru că asta contează cel mai mult în ultimul timp, și românilor care sunt plecați afară să se întoarcă acasă, pentru că știu că au familii care îi așteaptă de sărbători și cel mai bucuros sau fericit lucru este să fie acasă cu familia ta de sărbători. Pentru acest minunat spectacol ne-am pregătit intens și pe această cale țin să le mulțumesc din suflet colegilor mei de la ansamblu Danubius și copiilor de la Cetinița. Este un spectacol live care se va da cu ocazia sărbătorilor de iarnă și cu această ocazie aș vrea să spun tuturor telespectatorilor noștri să aibă sărbători fericite, multă sănătate și să ne auzim cu bine. Doamne ajută! Ne pregătim intens încă de câteva săptămâni bune ca totul să iese cum trebuie. Emoțiile au fost mari, dar în final a decurs totul cu bine. Care este mesajul tău transmis telespectatorilor în preajma sărbătorilor de iarnă? Sărbători fericite și binecuvântate alături de toți cei dragi. Crăciunul înseamnă să prețuim pacea și bunăvoința, să oferim din tot sufletul iubire. Și parcă este mai întreg dacă ascultăm și cântăm colinde la un concert, pregătindu-ne pentru vestea nașterii Domnului.